Casa de cinstele a lui Rodaro. Nu o vechitură. Dă-ne două ceaiuri, fără zahăr. Voi cine sunteți? Vorbești cu mine? Da. Vorbești cu mine? Da. Vorbești cu mine? Da, cu tine vorbesc. Stai așa, nu aud cu casca asta. Asta e restaurantul meu și nu vă cunosc. Sunt Drujbă, iar acest animal sălbatic e topor. Hai, nu servim pe oricine aici. De unde știu că sunteți motocicliști adevărați? Ușor, topor, ușor. Normal că suntem motocicliști. Am venit cu cea care blochează intrarea. Și am insecte între dinți. Și topor are insecte între dinți. Înțelegi ideea? Păi, atunci niște motocicliști așa duri ca voi nu vor refuza să se dea cu Daisy, taurul mecanic. Nici o problemă, la treabă. Stai invers. La treabă. Bine, să vedem cât vei rezista pe Daisy. Joacă de copii. Să mai creștem puțin. Când va deveni greu? Dacă vrei o provocare, stau în picioare. Centrul de gravitate e mai bun. Dicăluț. Doar pentru că ai călărit un taur mecanic nu înseamnă că ești motociclist. Un motociclist e dur. Hai, sunt foarte dur. Te provoc la o activitate fizică. S-a făcut. 1, 2. Hei, n-ai zis 3. Păcat, casa Rodei și regulile Rodei. Apropo, am mâncat un sandwich cu tot, ceapă și puține șosete la prânz. Au. Oh. Hei, ai trișat. Prima regulă a casei lui Rodaro. Nu există reguli. Am câștigat. Asta nu se pune? Prima regulă a casei lui Roda Road. Sunt tare. Nu așa repede, tot nu cred că sunteți motocicliști. Ce-ți mai trebuie? Concurs de mâncat ardeios. Să te văd. Iuți. Întâi, un ardei super iute ardei. Rândul tău. Nu e iute. Iar acum, un ardei și mai iute. Rândul meu. Asta înseamnă ardei iute în zilele noastre. Atunci ce spui de ardeiul Himalaya foc iute? Nu, ardeiul Himalaya foc iute. Nu faceți asta. Nu simt nimic. Da, credeam că... Quix, adică topor, vreau lapte. Și eu vreau lapte. Dele. Tu, Himalayan de foc? La ce te gândești? Încă o provocare!